Pe canalul Plantelor, duminică, 27 de echipaje s-au aliniat la startul competiției de canoci, un eveniment ce a devenit tradiție la Giurgiu și al cărui inițiator este marele campion Ivan Pațaichin. Așadar, sute de giurgiuveni au onorat cu prezența pentru a-și demonstra îndemânarea în ale vâslitului, însă doar cei mai buni au reușit timp de calificare și au avut acces în finală. Astfel, competiția s-a desfășurat în trei runde, unde au concurat câte trei echipaje. Cu regula cel mai bun timp din trei se califică în etapa următoare. După mai multe etape de calificări, surpriza a venit din partea echipajului poliției locale, care a ocupat locul întâi din cele 27 de echipe concurente și care astfel va participa în etapa finală de la Sulina. Locul 2 a fost ocupat de echipajul APA Service, iar poziția 3-a de echipajul Buddy Club. Pentru că în acest an numărul participanților a fost mai mare decât oricând, Ivan Pațaichin se gândește serios ca anul viitor competiția să se desfășoare pe două zile.